Nu ai el. Acum ai șansa mea să vorbesc cu el. Bună ziua, Lucile. Bună, bună. Aveți timp 5 minute să vorbesc? Aș vrea să vorbesc ceva cu dumneavoastră. Aveți timp? Trebuie să mă întâlnesc cu cineva, dar dacă ziceți repede, aș putea vorbi. Haideți să mă duc, vă rog. Haideți să vedem despre ce e vorba. Haideți, luați loc. Vă duc la căluță? Nu, vă rog, treceți la subiect, că v-am zis că nu prea am timp, trebuie să mă întâlnesc cu cineva. Ok. Uitați, aici am și eu un plan de afaceri, din câte și dumneavoastră vă ocupați cu afaceri. Da. Dacă vă puteți uita un pic, să-mi spuneți ce părere aveți. Da, haideți că pot arunca o privire. Ideea e că mi-ar trebui 15.000 de euro de la dumneavoastră ca să pot să deschid afacere. Doamnă, nu vă prea cunosc, îmi cereți mult 15.000 de euro. Chiar dacă am bani, nu știu cine vă dă așa 15.000 de euro, da? Arată bine, deci cum am început aici arată bine. Da, deci dacă e în regulă tot, eu vă ajut cu cea mai mare plăcere. Vorbi serios? Desigur. Vai, nu pot să cred în altceva, sunt singura persoană care mă ajută. Nu aveam la cine altcineva să apelez. Mă bucur că mai există oameni buni, așa ca dumneavoastră. Așa trebuie să fie, doamne, să fie oamenii buni ca să putem ajuta unii pe alții. Stați două secunde să văd cine e la ușă. Desigur. Acum... Bună ziua, da. Trebuia să mă... Ce trebuie? Mă pleacă de aici, chiar am treburi importante. Hai, pleacă de la ușă, mi-am văzut chitarul. Hai să mă tu mai văd pe aici. Deci? Arată foarte bine, trebuie să mai văd pe final, dar cine era la ușă, că v-am auzit? A, un boschetar, nu știu ce vrea. A, ok. Stai o secundă. Salut, frate, unde ești? Am fost acolo unde mi-ai zis să vin la apartamentul ăla și a ieșit o doamnă. A luat de mine, m-a făcut boschetar, mi-a trântit ușa nas. Nu știu, poate am greșit apartamentul. Știu? Jos, aici, în scară. Așteaptă-mă acolo, că vin eu imediat. Așa... Doamnă, nu, plan de boschetare este, n-am ce face cu el. Dar stați un pic, ce se întâmplă, că până acum a fost totul în regulă. Doamnă, nu vreau să ajut oameni răi, să știți. Nu vreau să ajut oameni fără suflet. Tata, ea nu se rea. Doamnă, atâta timp cât a venit fratele meu la ușă și îl faceți boschetar, care e doar un simplu gunoier și cel mai bun om care îl cunosc, eu nu vreau să colaborez sau să vă ajut cu ceva, o zi bună.